Salutare și bine v-am găsit! Parcul Național Lacurile Plivice este unul dintre cele mai vechi și mai mari parcuri naturale din Croația. Parcul Național a fost înființat în 1949 și este situat în zona muntoasă carstică din Croația Centrală, aproape de granița cu Bosnia și Herzegovina. Importanta legătură rutieră nord-sud, care trece prin zona parcului, leagă Croația continentală de regiunea de pe coasta Adriaticii. În 1979, Parcul Național Lacurile Plitvice a fost adăugat în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, printre primele situri naturale din această listă. Parcul Lacurile Plitvice este situat la jumătatea distanței dintre Zagreb și Zadar. El se întinde pe aproape 30.000 hectare, dintre care 200 hectare reprezintă lacurile propriu-zise. Regiunea lacurilor se găsește la interferența între Câmpia septentrională și munții carstici alpi din Arici. Parcul este renumit pentru cele 16 lacuri cristaline dispuse în terase, interconectate printr-o serie de cascade și râuri. Lacurile sunt împărțite în două grupuri, lacurile superioare și lacurile inferioare. Lacurile superioare sunt situate într-o zonă mai înaltă și sunt înconjurate de păduri dense. Aceste lacuri sunt de obicei mai mari și mai adânci. Lacurile inferioare sunt situate într-o zonă mai joasă și sunt mai mici. Acestea sunt caracterizate prin peșteri și canioane spectaculoase. Parcul Național Lacurile Plitvițe este un adevărat sanctuar al biodiversității. Pădurile dense de fag, molid și pin acoperă cea mai mare parte a parcului, iar vegetația acvatică este deosebit de diversă. Parcul adăpostește numeroase specii de animale, printre care se numără urși bruni, lupi, râși, cerbi, mistreți și multe specii de păsări și pești. Vizitatorii pot explora parcul printr-o rețea extinsă de trasee și pasarele de lemn, care oferă privării spectaculoase asupra lacurilor și cascadelor. Există mai multe rute turistice marcate, care variază ca durată și dificultate, permițând vizitatorilor să aleagă cea mai potrivită variantă în funcție de timpul și condiția fizică. De asemenea, se pot face plimbări cu barca pe lacuri, facilitând accesul la diferite părți ale parcului. Conservarea mediului natural din Parcul Național Lacurile Pridvițe este o prioritate majoră. Datorită statutului său de parc național și sit UNESCO, există reglementări stricte privind protecția biodiversității și a peisajului. Lacurile Plitvițe sunt renumite pentru claritatea apei, datorită prezenței unui tip special de alge și bacterii care descompun materia organică, menținând apa curată. Vegetația din jurul lacurilor este diversă, cu specii de plante acvatice și terestre care contribuie la ecosistemul sănătos al parcului. Fauna acvatică include numeroase specii de pești, broaște și alte creaturi acvatice. Activitățile umane sunt controlate riguros pentru a minimiza impactul asupra mediului natural. Parcul oferă multiple activități pentru vizitatori, cum ar fi plimbări pe traseele bine marcate, excursii cu barca pe lacuri și tururi ghidate. Pasarelele din lemn și podurile permit explorarea sigură a lacurilor și cascadelor, oferind oportunități excelente pentru fotografie și observație a naturii. Lacurile Plivițe reprezintă un adevărat paradis natural, oferind o experiență unică prin frumusețea lor naturală și biodiversitatea impresionantă. Fiecare lac și cascadă are propriul său farmec, contribuind la un peisaj de neegalat în Europa și în lume. Parcul Național Lacurile Plivițe este o destinație deosebită, oferind peisaje naturale spectaculoase și o diversitate biologică remarcabilă. Este un loc ideal pentru iubitorii naturii și pentru cei care doresc să exploreze frumusețea naturală a Croației. Indiferent de sezon, parcul oferă o experiență de neuitat prin prisma peisajelor sale unice și a oportunităților de recreere în aer liber.